Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Centrul de excelență Pași spre succes. Fuego, în concert la Onești. Campionat național școlar la judo. Odată cu vacanța mare, Muzeul de Istorie din Onești s-a pregătit să îi întâmpine pe cei mici, dar și pe cei mari și să-i poarte în fascinanta călătorie în istorie. Mai multe detalii aflăm chiar în minutele următoare. Care ar fi programul la muzeu în perioada de vară? Pentru că, iată, vacanța de vară bate la ușă și, cu siguranță, și muzeul poate fi un mod plăcut de a-ți petrece timpul liber. Programul pe perioada verii este același ca și în timpul anului, adică de luni până vineri, de la ora 8 la ora 16. Cu ce ne întâmpinați aici la muzeu? Cu tot felul de exponate care, mă rog, reflectă istoria locală. În acest moment ne aflăm în sala care prezintă Paleoliticul, Neoliticul și Eneoliticul, adică vorbim despre perioada preistorică. Avem doar câteva exponate din Paleolitic și mai ales din Paleoliticul Superior, și acestea constau în fragmente de femur de mamut, de elefant primigenius. Avem câteva unelte folosite în acea perioadă, pentru că ar trebui să menționăm faptul că în acea perioadă oamenii își luau cele necesare traiului din natură. Vânătoare, pescuit, culegeau rădăcini, prindeau insecte, culegeau tot felul de tuberculi și în special cu culesul se ocupau femeile. Se vorbește foarte mult în acea perioadă despre matriarhat, adică femeia era importantă în cadrul unei comunități paleolitice. Bine, femeia fiind centrul universului, dătătoare de viață. Sigur că da, cu atât mai mult cu cât în acea perioadă vorbim despre cultul fertilității și al fecundității. Femeia era întruchipată prin idoli antropomorfi și nu o să vedem niciodată idoli antropomorfi masculini în acea perioadă. De asemenea, găsim și aici în cadrul muzeului astfel de idoli. Sigur, avem în vitrina penultima vitrină avem câțiva idoli antropomorfi feminini. Avem de asemenea idoli zoomorfi. Găsiți în zona Gura Văii. De asemenea, tot specific acelei perioade este faptul că oamenii erau organizați cumva în niște grupuri mai mici, adică grupurile erau formate din câteva familii, iar bărbații erau cei care mergeau la vânătoare. Vânătoarea se realiza cu ajutorul unor fragmente din silex, foarte bine ascuțite, iar ca alte unelte litice erau folosite racloarele sau răzuitoarele, care erau folosite pentru îndepărtarea pielii de carnea pe care apoi o introduceau în alimentație. Pielea mai era folosită de asemenea și drept acoperiș, pentru că oamenii trăiau în acea perioadă în mod deosebit în peșteri, dar trăiau și în aer liber, în subcerul liber, în momentul în care vremea le permitea acest lucru. Și atunci improvizau niște corturi din patru pari înfipți în pământ sau din oase, din oase lungi ale animalelor sau din colți mai lungi. Și în alte cuvinte, erau o societate foarte bine structurată, organizată, care încerca să-și desfășoare viața în cât de bune condiții. Nu era foarte bine organizată, pentru că organizarea începe mai târziu, în epoca bronzului. Însă încearcă cumva să se adapteze condițiilor și să facă față tuturor problemelor care se iveau în acea perioadă. Tot în acea perioadă vorbim despre apariția focului.
folosesc focul care apare necontrolat. Sigur că da. Ulterior, în neolitic, începe să apară focul controlat, adică încep să controleze focul, încep să-și gătească propriile alimente și începe să apară ceramica de cucuteni, adică vasele din lut în care ei deja încep să-și pună alimentele. Încep să mănânce civilizat, nu mai mănâncă cu mânuțele și găsim în aceste vitrine, iată, și linguri din neolitic, făcute din lut. Cu alte cuvinte, societatea a evoluat, dacă să zicem la început erau așa, spuneați dumneavoastră, ușor neorganizați, dar încercau să se organizeze, ușor, ușor călătorim și iată că ajungem în perioada în care lucrurile se așează. Sigur că da, pentru că în paleolitic, de exemplu, pentru că exploatarea solului era mai mult de suprafață, ei sunt mai mult nomazi. Începând cu neoliticul, încep deja să se statornicească într-un loc, să se stabilească și încep să-și construiască propriile case. Deci iată că din neolitic datează casele, construcția acestor case și era realizată din, tot așa, din pari înfipți în pământ, între ei împletituri din nuiele cu stradă lut deasupra. În zona Oneștiului și zona adiacentă Oneștiului, în imediată vecinătate, sunt foarte multe așezări de genul acesta. Haideți un pic să călătorim împreună, așa facem un tur imaginar, în localitățile în care au fost descoperite obiectele, pentru că pare incredibil, dar chiar la doi pași de noi, istoria încă se scrie. Așa este. O descoperim. Așa este. Și la noi primele informații despre existența unor iată, exponate, datând din perioada paleoliticului, datează din 1871, când câțiva învățători au răspuns unui sondaj, unui chestionar realizat de Alexandru Odobescu și au menționat că în zona Oneștiului există aproximativ 590 de resturi datând din ceramică, osteolitice, deci litice, unelte litice, deci tot felul de exponate datând, iată, din paleolitic. Nominalizăm și localitățile de Onești? Sigur că da, Târgu Ocna, Gura Văii, Slobozia, avem de asemenea Borzești, la Gura Văii Motocești, Târgu Trotuș. Târgu Trotuș, sigur că da, Bogdănești, cu Todoscanu, grădina lui Ion Bostan, Oituz, de altfel la Oituz și la Târgu, la Oituz și la Bogdănești am avut două zăcăminte de sare. Și am mai avut două florimente la Tuta și la Bogdănești. Cu alte cuvinte, și sarea era un element extrem de important în civilizația, în evoluția sau în crana civilizației antice și când ne referim la civilizația antică, mă refer la carpi liberi. Da, și este demn de menționat faptul că au început exploatarea sării încă din Paleoliticul Superior. Când au început deja să-și conserve alimentele, iată, în saramură, sigur că da, sigur că da. Și de asemenea făceau și comerț cu sarea, pentru că începeau să facă saramură, pe care apoi o depozitau în niște vase numite brichetaj, niște vase mici, care îi ajutau pe ei în transportul sării pentru a face comerț, iată, troc, de fapt, cu acest mineral. Cu alte cuvinte, carpii, înaintași noștri au știut ce înseamnă sarea, beneficiile ei și au știut să și folosească. Sigur că da. Dar despre carpi o să vorbim deja când ajungem la epoca migrațiilor. Așa, pentru că iată și în această perioadă în vasele de provizii oamenii din acea perioadă foloseau sarea, iată, pentru a conserva în special carnea. Se știe faptul că încă de prin neolitic, dinainte de retragerea calotelor glaciare, marile mamifere s-au retras și ele odată cu această calotă, iar oamenii și animalele rămase în această zonă au încercat să adapteze noilor condiții. Ca atare, iată că oamenii încep să nu mai mănânce atât de masiv carne, deși este recunoscut faptul că în acea perioadă oamenii, majoritatea, dacă nu chiar toți, erau omnivori, așa, iar și se adaptează foarte mult și consumului de cereale.
Consiliul Județean Bacău a găzduit închiderea proiectului Centrului de Excelență Pași spre Succes Bacău pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, înființat sub egida Inspectoratului Școlar Județean Bacău, a Consiliului Județean, a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Bacău și Asociația Pași spre Succes Bacău. La desfășurarea activităților a contribuit o echipă complexă care a gândit și ridicat acest proiect, devenit acum unic în țară. Clădirea Consiliului Județean Bacău este o inițiativă a Bacăului și mă bucură mult acest lucru. Și dați-mi voie să o pun alături de o inițiativă a revistei Ateneu, care este organul de presă al Consiliului Județean Bacău, unde de 4 ani de acum s-a deschis o campanie cu supratitlul Bacăul preprimar, cu pre între paranteze, Bacăul preprimar. De 4 ani, revista Ateneu, repet, editată de Consiliul Județean Bacău, pledează pentru o reintroducere a limbii române în liceele pedagogice. Sunt 25 de ani, Doamne, un sfert de secol de când în liceele pedagogice din România nu se mai predă gramatică. Deci învățătorii, educatorii, ies cu diplomă de învățător-educator fără ca în cei 4 ani să facă o oră măcar de limba română, doar literatură. Ei predau Tito Maiorescu când termină, nu? Celor mici, Mircea Eliade, celor mici și altele. Iertați-mi ironia, dar vreau să fiu cât mai convingător și să ajungem odată la finalul acestei campanii. Așadar, Bacăul are această campanie, deocamdată nu e încheiată și sper să se încheie totuși cât mai repede. Revin însă la subiectul de astăzi. Aș vrea să rețineți, nu știu dacă vedeți dumneavoastră acolo, e micuț, 3 litere, le vedeți pe colțul, în colțul din dreapta jos, pe galben, le puteți descifra? Nu. Vă ajut eu? Că le știu, da? Sunt 3 litere, D, I și S. Dis. Dis cu o cratimă, ce înseamnă că este un prefix. Și avem dislexie, disgrafie, discalculie. Și acum, dacă tot suntem în teritoriul matematicii cu ultimul termen, să socotim. Așadar, sunt 3 coordonate, 3 dimensiuni. 2 sunt ale limbii române, primele 2, ultimul prefix este al matematicii. Așadar, limba română este răspunzătoare, Doamne ferește, nu zic vinovată, dimpotrivă, răspunzătoare pentru ceea ce înseamnă acest parcurs didactic și științific. De aceea, când Gabriela Balan a spus adineauri că prima cerință dintr-un test este citește textul, adresată această cerință elevului, citește textul, el nu poate fi lăsat singur. În cadrul evenimentului au fost lansate auxiliarul curricular pentru elevii cu TSI, diferențierea procesului de învățare, respectând metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu TSI și a ghidului metodic pentru profesori și părinți tulburări specifice de învățare. Este un copil de excelență. Un moment emoționant a fost lansarea albumului de desene al elevei de excelență Tamara Păduraru din clasa 8-a. Noi când ne adresăm copilul sau când îndrumăm un copil
în domeniul plastic, este foarte important să lăsăm să sape singur fântâna. El sapă o fântână cu mintea lui. Nu te băga, îi dai ideea sau lui vine ideea să sape așa cum poate el. În cadrul întâlnirii s-a subliniat importanța susținerii acestor elevi, dar și a părinților, pentru diminuarea și chiar înlăturarea barierelor educaționale. Tamara, ca și copil, în primul rând, a fost locul unde a fost acceptată și înțeleasă. În al doilea rând, ajutată și susținută. Și nu în ultimul rând, a fost pusă în valoare în acest centru. Și cred că asta a contat cel mai mult. Deci simțim împreună că cu adevărat ne îndreptăm spre succes în sfârșit, pe un drum care în sfârșit se vede. Eu așa am perceput ca o eliberare a unui drum care până acum a fost destul de dificil, am întâmpinat multe dificultăți. Fiul meu a avut un traseu educațional destul de greu și vă spun sincer că până în noiembrie, când ne-am alăturat proiectului acesta extraordinar, aproape că ne-am simțit pierduți și cumva singuri. Nu vreau să sune dramatic, dar exact asta a fost sentimentul nostru, pentru că noi nu știam să lucrăm așa cum el avea nevoie. Dar acum, în sfârșit, iată că înregistrează progrese și când spun progrese nu mă refer neapărat la rezultate școlare, cât mă refer la atitudinea pe care el o are față de învățătură, față de școală, față de locul în care mergem fiecare zi, dar pe care acum îl percepe altfel, nu ca pe un loc în care trebuie să fie speriat, ci undeva unde chiar are ceva important de învățat pentru viitor. Pentru că proiectul Centrul de Excelență Pași spre Succes a fost un real succes, la final participanții au fost răsplătiți cu diplome de excelență. Veste extraordinară pentru admiratorii îndrăgitului artist Fuego. Acesta va concerta la Onești. Spectacolul face parte din seria de evenimente programate în cadrul recitalurilor verii. Mai multe despre acest eveniment aflăm de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionu Stenie. Proiectul Recitalurile Verii, organizat de Primăria Municipiului Onești prin Direcția Cultură, continuă, așa că la finalul acestei săptămâni, mai exact pe 18 iunie, de la orele 18, în Parcul Municipal din Onești, vă invităm pe toți, de la mic la mare, la un concert extraordinar susținut de îndrăgitul artist Fuego. Acesta continuă șirul evenimentelor de vară, să spunem așa, în aer liber, în Parcul Municipal, și vă așteptăm cu drag. De asemenea, tot în cadrul aceluiași proiect, pregătim pentru data de 9 iulie un concert susținut de Quartetul Pasione. Cele mai îndrăgite arii vor putea fi auzite în Parcul din Onești. Îndrăgitul artist Fuego a transmis pe rețelele de socializare faptul că nu a mai fost de mult timp la Onești și că abia așteaptă să se reîntâlnească cu fanii săi. Ei, prieteni, vă salut cu drag și îi salut pe toți oneștenii, pentru că despre ei este vorba în această lună. Pe data de 18 iunie, la ora 18, în Parcul Municipal Central din Onești, voi susține un recital special pentru voi, dragi moldoveni din Onești. Nu am fost de mulți ani la dumneavoastră și de-abia aștept să urc pe scenă, să cânt pentru voi cele mai frumoase refrene din repertoriul meu. Și mă bucur pentru că se întâmplă lucrul acesta anul acesta, când împlinesc 30 de ani de activitate profesională. Așadar, mulțumesc pentru invitație primăriei și de-abia aștept să cânt pentru voi pe 18 iunie la ora 18 în Parcul Municipal din Onești. Vă aștept cu drag acolo! Sâmbătă 10 iunie de la ora 9 la sala polivalentă Nadia Comăneci din Onești a avut loc campionatul național școlar la judo. Au fost prezenți peste 150 de sportivi ce au reprezentat 20 de cluburi din toată țara. Mai multe detalii urmăriți în imagini. Dragi sportivi, astăzi avem bucuria să fim gazdele unui eveniment de o importanță deosebită pentru sportul național, dar și pentru comunitatea noastră.
Suntem prezenți într-o sală frumoasă, o sală cu un nume emblematic ce poartă numele marii noastre campioane, Nadia Comăneci. Mă bucur că sunteți azi prezenți, mă bucur că putem fi gazdele dumneavoastră. Este a treia competiție din acest an care se desfășoară aici după Cupa Nadia și Olimpiada Națională a Sporturilor Școlare. Iată că astăzi suntem prezenți la Campionatul Național Școlar. Așa cum spunea Șalin, 150 de copii din peste 20 de cluburi astăzi vor da tot cei mai buni din punct de vedere sportiv pentru această competiție. Eu vă urez succes și tot binele din lume. Comisia de organizare a Campionatului Național al Sportului Școlar vă urează un bine ați venit la noi în municipiul Onești. Sunt sigură că o să fim niște gazde bune, spun eu așa. Vreau să vă felicit pentru ceea ce faceți voi, sportivii, tinerii din ziua de azi, pentru că vă petreceți foarte multe ore de antrenament și știm că în spatele acestui spectacol pe care dumneavoastră o să ne-l oferiți azi sunt ore de sacrificiu, de muncă, pentru că știu că trebuie să țineți și o anumită dietă ca să vă încadrați în categoriile de vârstă, de kilograme, cred că am dreptate. Vă urez mult succes, cel mai bun să câștige. În viață știți cum e, nu putem fi toți câștigători, trebuie să mai fie și cei care mai pierd, dar tot timpul avem ceva de învățat din lucrul acesta. Vă urez mult succes, felicitări, multă sănătate, felicitări părinților pentru că v-au îndrumat pașii spre acest sport, felicitări antrenorilor și vouă special, dragi sportivi. Vă mulțumesc! Vă spun și eu bine ați venit la Onești. Felicit în primul rând sportivii și antrenorii pentru efortul depus. Sper ca organizarea noastră să fie pe măsura așteptărilor dumneavoastră. De asemenea, sperăm să organizăm și pe viitor alte frumoase competiții în această frumoasă sală. Vreau să mulțumesc celor care ne-au sprijinit în organizarea acestei competiții. Mulțumesc domnului primar al municipiului Onești, domnul Laurențiu Nechină, nu doar pentru această competiție, pentru că dânsul este alături de noi la toate competițiile sportive. De asemenea, mulțumesc inspectoratului școlar, reprezentant de doamna inspector general Ana Maria Egarmin. De remarcat este faptul că acest campionat școlar la judo este renumit în toată România, acest fapt fiind subliniat și de către participanți. Detalii în minutele următoare. De la Iași. Oneștiul pentru noi este un oraș plin de activități, mai ales pentru că noi venim foarte, foarte des. Cu câți copii ați venit? Am venit cu 7 copii. Campionatul Național Școlar este o competiție dedicată copiilor care activează în cluburi sportive școlare și în liceul program sportiv. Iar noi întotdeauna cam avem pe un eșalon sunt destul de mare, under 18, suntem tot timpul medalii. Cum au venit de la celelalte competiții să fiu tare, deci nu prea. Am înțeles că Oneștiu va fi reprezentat de tine și toată încrederea noastră este că tu vei urca pe prima treapta podiumului. Da, este adevărat. Îți dau tot ce pot ca să le fac pe toate care sunt de categoria mea și să urc Oneștiu în vârf. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 17 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Pe alocuri pot să apară furtuni cu fulgere. Maxima zilei ajunge până la valori de 24, poate chiar 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Duminică 18 iunie, în cea mai mare parte cerul va fi înnorat. Pe alocuri sunt posibile furtuni cu fulgere în zona de deal. Maxima zilei atinge valoarea de 24.
24 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Luni, 19 iunie, cerul se menține înnorat. Sunt posibile pe locuri furtuni, maxima zilei urcă până la 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul acuminestv.ro și ne puteți aprecia acum la pagina de Facebook Acum TV. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.